Situată în zona de câmpie, la vest de Jiu, la 28 de kilometri de Craiova, localitatea Segarcea este înainte de toate un loc al oamenilor primitori, care se mândresc cu istoria locului. Prima mențiune documentară despre existența unei moșii la Segarcea este cea din actul din 10 iunie 1415 scris la Argeș, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Printre boierii care au semnat actul se găsește și un boier cu numele Dragomir de la Segarcea. Existența unei moșii Segarcea presupune și existența unei comunități umane care lucra pe această moșie, comunitate care a format un sat ce a luat numele acestei moșii. Se spune că la început satul se găsea în punctul denumit Valea Oanii. Fiecare localitate are o legendă despre întemeierea ei. Se spune că primii locuitori ai orașului Segarcea nu s-au așezat pe vatra de astăzi a localității, ci undeva într-un punct numit Dealul Robului, mai precis în Valea Oanei. S-au așezat acolo pentru că era sursa necesară pentru viață apa și era o zonă adăpostită. Într-o zi, un băiat din acel mic sătuc, erau vreo 26 persoane acolo cu câteva căsuțe, bordee mai degrabă spus, a venit cu vacile la păscut în zona în care noi ne trăim astăzi viața. Mânând vacile și oile, prin această pădure a descoperit într-un pom icoana Maicii Domnului. A mers în satul lui și când a ajuns acolo a văzut că oamenii erau disperați că din schitul pe care l-aveau dispăruse această icoană. Le-a spus că el a găsit icoana, au luat-o, au pus-o la loc, apoi în altă zi iar la fel s-a întâmplat, în altă zi iar la fel, și cum oamenii vremii nu erau atât de instruiți, au considerat că este nevoie să întrebe pe cei care puteau să-i ajute în acest sens. Și cine era acestea decât călugării de la schit. Ei i-au spus celui care a întrebat că este nevoie să se ridice o mănăstire și ei să-și ducă viața în jurul acestei mănăstiri. Certificatul de naștere al localității Segarcea se leagă de mănăstire. Mănăstirea Segarcea, care este zidită la 1547 de Constantin Vodăcârnu, pe care eu l-am găsit că a ctitorit și mănăstirea Dealul de lângă Târgoviște, unde e capul Mihai Viteazul. Singura sursă de documentare este un bilet găsit acolo în arhivă, lăsat de un dascăl. Eu, Petru, sunt mitică, scriu cu mână de țărână că această mănăstire a fost zidită la 1547 de Constantin Vodăcârnu. Ce se întâmplă? Când s-au secularizat averile mănăstirești, egumenul mănăstirii, care era grec de necaz, a dat cu ciocanul și a distrus Pisania și deci nu se mai știa nimic. Singura sursă e de la acest om. Biserica este foarte veche, probabil că a fost un fel de cetate. Dacă intri înăuntru, ziduri înalte de 4-5 metri, se văd acolo niște nișe în care erau încadrate niște bârne care susțineau niște podețe pe care se plimbeau cei care păzeau. Intrarea în biserică se face, chenarul ușii este din piatră masivă care ne duce mai spre începuturi. Piesele deosebite sunt o icoană de la 1600 și ceva, care reprezintă pe Maica Domnului, care privește cu multă gingășie la Fiul Său, Împăratul Veacurilor, după care privirea ei parcă se revarsă către noi, protejându-ne. Mai sunt niște icoane pe la 1700, iar cele deasupra catapetezmei sunt de o valoare foarte mare, ovale, pe la 1800 și ceva. Mănăstirea a fost refăcută de sub Alexandru Ioan Cuza, și probabil că atunci și-a și pierdut statutul de mănăstire. Intrarea la cloponiță se face printr-un culoar foarte strâmb și cu multe colțuri, astfel ca să poată fi apărată ușor, nu putea să atace decât câte unul.
Ultima atestare documentară a localității este de la 10 iunie 1415, într-un document din timpul lui Mircea cel Bătrân emis la Argeș. Se amintește de un boier Dragomir de la Segarcea, un boier care semnase și el acel document. Deci, dacă el era de la Segarcea, se prezumă că la această moșie erau și oameni care locuiau aici, pentru că altfel n-ar fi avut cine să muncească pământurile moșiei. Urme de locuire în Segarcea sunt încă din epoca neolitică. Nu se cunosc date cu exactitate despre evoluția localității în timp. Ceea ce se știe este faptul că moșia de la Segarcea a aparținut în timp boierilor din Oltenia, Pătrașcu cel Bun, Radu Paisie, Mihai Viteazu, Oboieraică Sultănica, Radu Voievod și mulți alții. Originea cuvântului Segarcea provine din îmbinarea a două cuvinte, Segas, care înseamnă câmp, teren, pământ productiv, și Arcesitus, cel căutat, cel dorit, cel visat. Prin combinarea acestor două cuvinte s-a ajuns la forma Segarcea, adică pământul dorit sau pământul mult visat de acei fugari care rătăciseră mult prin păduri. Numele ei este puțin controversat, încă nu s-a ajuns la o explicație totală. Se presupune că vine de la două cuvinte care înseamnă pământul dorit, pământul iubit. Originea cuvântului încă nu este clară, unii spun că ar fi de origine turcă acest cuvânt, alții vin cu o ipoteză și mai avansată, considerând că are și ceva unguresc în el. Cert este că etimologia cuvântului în timp a suferit schimbări. Întâi, cum v-am spus, Segărcița, apoi Segarcea, cum o denumeau oamenii, ulterior Segarcea, dar oamenii în vârstă mai pronunță încă vechea denumire Segarcea. Și, de fapt, așa o și găsim în documentele istorico-geografice, cu numele de Segarcea. În timp, locuitorii orașului Segarcea au participat la evenimentele istorice care au avut loc în țara noastră. Sunt date despre prezența lor chiar și la 1848, când un grup de voluntari au depus jurământul pentru a face parte din armata generalului Maghieru, armată care, așa cum știm, dorea să apere Revoluția de la 1848. Un număr de 7 segărceni chiar s-au deplasat la câmpia Islaz, făcând parte din această armată. După aceea, la 1877, Segarcea a avut cel puțin 33 de luptători în războiul de independență. Primul soldat român care a căzut în luptele de la Rahova a fost Ion Mitrache din Segarcea. A urmat apoi primul război mondial, când au fost aproape 800 de bărbați din Segarcea încorporați în armată, dintre ei aproximativ 276 nu s-au mai întors, fie au murit pe front, fie în lagărele de concentrare. În perioada primului război mondial, armata română a folosit pentru prima dată aparate de zbor în luptele care s-au purtat. În punctul aeroport a fost un centru de ansamblare a avioanelor. Acestea au fost aduse căruțele bucăți ansamblate la Segarcea și de aici au pornit spre Bechet, iar de la Bechet au trecut spre Bulgarie prin zona Kozlodui. Tot acest punct în cel de-al doilea război mondial a fost un centru radio de ascultare și de urmărire aeriană al armatei germane. Și în acest al doilea război mondial și-au pierdut viața pe câmpurile de luptă 77 de soldați din Segarcea. Un moment de referință în istoria localității este înființarea domeniilor coroanei, care a fost o instituție
care nu s-a dat regelui, ci el putea doar să beneficieze de ceea ce se producea pe acest domeniu. Administratorul central al domeniilor coroane de la București, Ion Calintăieru, a iubit foarte mult moșia domeniului de la Segarcea și s-a implicat în activitatea economică și socială a localității. Datorită acestuia au fost înființate două școli în Segarcea, s-a constituit o societate cultural-economică, societate care ulterior a fost transformată în bancă comercială, iar clădirile reprezentative din localitatea Segarcea sunt construite tot în aceeași perioadă. După noua împărțire administrativă a României din 1968, ca urmare a dezvoltării sale anterioare, localitatea Segarcea capătă statutul de oraș. După această dată, Segarcea devine un puternic centru industrial, dar și un reper important al învățământului. Calitatea elevilor și a cadrelor didactice a dat generații întregi de elevi care au excelat atât în rezultate, cât și în profesii. Noastră, sunteți cadru didactic, ați fost o viață întreagă, ați instruit generații de copii și în același timp ați schimbat destine prin felul în care i-ați învățat, în care i-ați educat, și aș vrea să ne vorbiți câteva cuvinte și despre evoluția învățământului în Segarcea, măcar în perioada în care noastră ați activat, și cum o vedeți acum? Care mai este calitatea actului de învățământ în acest oraș? Deci, Segarcea a avut și are încă copii cu un coeficient de inteligență destul de ridicat. Deci bucuria noastră mare era când elevii noștri intrau cu 10 la liceele mari, la colegiu, la Buzești, la Elena Cuza, în sfârșit la liceul pedagogic, și depășeam elevi din Craiova. Am avut satisfacții, satisfacția noastră mare era când ei luau. Suntem respectați, i-am respectat și mă întâlnesc cu multă bucurie cu foștii mei elevi, pe care îi felicit și acum pe cei care s-au rezolvat. În ultimele ore le spuneam la copii viața, îi felicitam pe premianți, le spuneam și la celorlalți că țara are nevoie de toți, nu numai de premianți. Deci și ceilalți și-au făcut școli profesionale, au fost buni meseriași, și elevi care nu erau buni la carte erau printre cei mai buni meseriași. Deci țara are nevoie de toți, așa le spuneam. În același timp știm că acest oraș excelează și prin calitatea oamenilor, că până la urmă sunt niște oameni înainte de toate primitori. Cum îi vedeți noastră pe segărceni și care ar fi calitățile și aturile lor? Deci segărcenii au fost tot timpul primitori. Deci toți au fost primiți aici cu pâine și sare, cum era obiceiul nostru. Se bucură foarte mult când cineva vine la ei acasă și să-și etaleze gospodăria. Pe lângă ospitalitate, segărcenii se mândresc și cu activitățile culturale, dar și cu tradițiile. Casa de Cultură a fost la început cămin cultural, a fost înființată tot datorită lui Ion Calintăieru. La început a purtat numele principelui Ferdinand, regelui Ferdinand I. După aceea, în 1952, căminul cultural s-a transformat în cămin raional, ca din 1968 să devină casă de cultură orășenească. Activitatea acestuia a fost susținută de-a lungul timpului de formații teatrale, formație corală, echipă de fluierași, dintre care unul dintre ei s-a considerat a fi mult mai talentat, chiar și de mult mai talentat decât vestiții fluierași Marin Chisăr și Constantin Chisăr. Aceste echipe au avut rezultate notabile pe plan județean și național. La ora actuală, Casa de Cultură încearcă să-și reconsidere întreaga activitate, încercând să se axeze pe promovarea folclorului local. În acest sens și la inițiativa domnului primar Nicolae Tutunaru, s-au pus bazele înființării echipei de dansatori în cadrul ansamblului Segărcean, ca ansamblu care a fost înființat în 1978 prin contribuția domnului Mihai Fifor și cu participarea doamnei
folclorului românesc Marioara Murărescu, care este și nașa ansamblului de la Segarcea, din păcate tânsa nu mai este. Încearcă Casa de Cultură să înființeze și să dezvolte activitatea solistică prin soliștii vocali Joșanu Marius, Constantin Gaciu și fiul acestuia, dar și prin cooptarea altor copii pe care îi instruiește pentru a-i promova și iniția în tainele cântecului popular românesc. În cadrul Casei de Cultură au loc spectacole susținute cu ajutorul instituțiilor de învățământ din Segarcea. De asemenea, avem un parteneriat de colaborare cu Liceul Marin Sorescu, clasa de pian din ciclul primar. Aceștia vin și susțin două spectacole pe an. Acum vor fi invitați în preajma zilei de 1 iunie. Cam asta este activitatea culturală și, bineînțeles, spectacole de teatru, teatru de păpuși, de circ pentru copii, susținute de către artiști din afara localității. În ceea ce privește biblioteca, un element central în cultura oricărei așezări, se mai pleacă oamenii către copii, către carte, mai vin, mai deschid ușa acestei instituții și care mai sunt proiectele acestei instituții atât de importante într-o localitate? Da, după Revoluție a fost o cădere a numărului de cititori, dar totuși noi am încercat să nu-i pierdem în totalitate pe aceștia și primul pas pe care l-am făcut a fost acela de a revizui întreg fondul de carte și ar actualiza la cerințele utilizatorilor noștri. Prin toate activitățile pe care le-am susținut, am avut în vedere această latură aceea de a atrage sau de a recâștiga cititorii pierduți. Am făcut acest lucru prin aducerea în bibliotecă a copiilor încă de la grădiniță, pentru că ei vor fi cititorii noștri de mai târziu și pentru acest lucru am început să constituim o mini-ludotecă pentru copii, ca atunci când desfășurăm activități cu ei să-i atragem și prin joc-joacă, activitățile noastre fiind foarte complexe. Și industria a fost la un moment dat punctul forte al orașului. Fabricile au avut însă aceeași soartă ca și la nivel național, multe dintre ele ajungând fier vechi. În 1989, Segarcea era foarte bine reprezentat, în special în domeniul industriei, prin fabrica de furfurol, care a antrenat foarte mulți oameni. Însă după 1989, închizându-se această fabrică, foarte mulți au rămas fără locuri de muncă. Și într-adevăr au fost nevoiți să-și caute, în special la Craiova, pentru un loc de muncă sigur. În afară de această fabrică au mai fost și altele? A mai fost o fabrică de mobilă, a fost într-adevăr Moara, care în continuare funcționează. Funcționează, da. Și multe alte firme micuțe. Autoritățile spun însă că fac eforturi să schimbe soarta localnicilor și să atragă cât mai mulți investitori. Orașul Segarcea este un oraș în plină dezvoltare, în special în ultimii ani au fost realizate foarte multe investiții. Așa amintim principal masterplanul pe apă canalizare, iar anul trecut o mare investiție a fost asfaltarea aproape 17 km de străzi. De asemenea, aflându-se în apropierea orașului Craiova, municipiul Craiova, orașul Segarcea în viitorul apropiat o să aibă și gaze. Deja s-a dat autorizația de construire pentru alimentarea cu gaze și sperăm ca viitorii investitori să fie interesați și atrași de orașul Segarcea. Vorbind despre investitori, există facilități pe care le oferiți acestora să vină în oraș? Sunt, nu știu, un lesnir, ceva care să-i atragă? Cu siguranță, noi în permanență am fost deschiși către toți investitorii și dacă sunt cazuri, punctual vom realiza aceste beneficii pentru investitori. Noi îi așteptăm și suntem deschiși către toți investitorii care vor să vină la Segarcea. Un lucru este sigur însă, învățământul și sănătatea sunt domenii care nu sunt lăsate să piară în acest oraș. Despre Liceul Horia Vintilă și despre Spitalul Orășenesc Segarcea vom vorbi în emisiunea viitoare. Emisiunea asta se numește Iubesc Oltenia și aș vrea să vă întreb dacă iubiți Oltenia și de ce o iubiți? Să o iubesc pentru că Oltenia este înconjurată numai de granițe naturale. Deci la sud este Dunărea,
La vest și la nord sunt Arcul Carpatic, la vest este Oltul, pe aici, prin Oltenia au intrat romanii, așa, au lăsat urme și păcat că ne-au părăsit în 271, că poate era mult mai departe. Deci face parte din această țară la noastră, este o insulă latină și noi am stat la intersecția marilor imperii, fiecare a încercat să ia ceva și au luat destul și tot ne-a mai rămas. Să gestionăm acum ce ne-a rămas.